Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Peste 1000 de oameni au fost prezenți la evenimentele de pe dealul Coșna. Școala Scarlat Longhin din Dofteana arată ca o veritabilă bijuterie. Florile din serele de la Oituz îi fac petrecător să se oprească să le admire. Vineri 12 august, pe dealul Coșna, din imediata vecinătate a comunei Pârgărești, au urcat câteva mii de oameni. Aceștia au fost fie din localitate, de pe Valea Trotușului, Cașinului, Oituzului și Taslăului, au venit chiar și din țară, dar și din toată Europa, pentru a participa la un eveniment de suflet. Este vorba de un ceremonial militar-religios de la ansamblul monumental construit în memoria eroilor căzuți la datorie în războiul de întregire națională. Baza 95 aeriană, reprezentată prin muzica militară a garnizoanei Bacău, aeronave Iar 99 Șoim și Iar 330 Socat au participat la ceremonia dedicată eroilor căzuți în primul război mondial. Doamnelor și domnilor, sosește reprezentantul statului major al apărării, domnul general major Ciprian Marin, comandantul diviziei 2 Infanterie Getica, însoțit de domnul Lucian Bogdanel, prefect al județului Bacău. Se intonează imnul național al României. Slujba religioasă a fost oficiată de preoți ai bisericilor ortodoxe și romano-catolice. Stimate autorități centrale și locale, bravi ostași, preacucenii și preacuvioși părinți, iubiți români, jertfa ostașilor români din primul război mondial și-a câștigat un loc bine definit între actele fundamentale care au contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a neamului nostru românesc, care au marcat istoria noastră, așezând patria noastră România între statele independente ale Europei. Toate evenimentele comemorative împlinite în amintirea ostașilor români au darul de a întinde un arc peste timp și a aduce în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor care ne-au lăsat moștenire o țară liberă și demnă. Este imperios necesar să amintim faptul că aici, la mai bine de 100 de ani, pe Coșna, pe Valea Oituzului, pe Valea Cașinului sau pe dealurile Cireșoaie, Măgura sau Târgu Ocna, soldații români au scris istoria demnității naționale, câștigând libertatea unui neam îngenunchiat, când nimeni nu mai spera acest lucru. Aceste văi și dealuri au devenit atunci o redută, iar munții o adevărată catedrală naturală care au apărat pământul sfânt al României prin jertfa sângelui. Devine astfel un sfânt chivot al ostașului român, pe altarul căruia munții țin candela aprinsă și credința noastră aduc în amintire viața lor nemuritoare. Iubiții mei, Hristos Dumnezeu să primească rugăciunea pe care astăzi am înălțat-o pentru eroii acestui neam binecuvântat, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință. Semnează
arhiepiscopul Ioachim al Romanului și al Bacăului. Vă mulțumim! Emoționat a fost și primarul comunei Pârgărești, Marius Gabriel Gheorghiță, care a ținut să mulțumească tuturor celor care au venit la acest eveniment de suflet. Excelențele voastre, reprezentanții Franței și ai Germaniei, dragi oaspeți, domnilor generali, preacucernici părinți, onorată asistență, am să vă spun câteva gânduri de mulțumire și de proiecte viitoare ce le vom avea în Comuna Pârgărești. Dragi militari, dumneavoastră astăzi v-ați făcut datoria ca și eroii noștri față de partid, de patrie. În primul rând vreau să aduc mulțumiri domnului președinte europarlamentar Dragoș Benea, pentru că din 2008, de când era președinte al Consiliului Județean Bacău, a fost aproape de comunitatea noastră și de Comuna Pârgărești. Vă mulțumim, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului prefect pentru prezență și pentru prietenia manifestată de fiecare dată față de locuitorii și de această regiune. Vreau să-i mulțumesc și domnului vicepreședinte Pamfil Gelu, un iubitor al acestui loc, fiind prezent de mai multe ori împreună cu familia pentru a respira acest aer curat. Mulțumesc și colegilor mei primari, domnul primar Baciu de la Slănic Moldova, domnul primar Cristi Ciubotaru de la Târgu Ocna, și am să fac o provocare acum. Aș propune colegilor mei primari, pentru că este o zonă atât de frumoasă și ne leagă de Slănic Moldova și de Târgu Ocna, am putea dezvolta această zonă, să zicem, eroică. Am putea gândi câteva proiecte pe viitor pentru a lega acest traseu de Cireșoaia, de Oituz, de Târgu Ocna, pentru a avea posibilitatea de a oferi pachete turiștilor noștri, pentru că avem zone extraordinare. Vă mulțumesc și, domnilor primari, vă rog să vă gândiți la această propunere. Dacă avem Transfăgărășanul, avem Transalpina, am putea avea, poate un pic exagerată propunerea, dar am putea spune Transeroica, să legăm aceste localități pentru a arăta generațiilor viitoare că și noi ne-am făcut datoria față de patrie. Mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, mulțumesc asociațiilor care au fost aproape și sunt aproape de noi. Aș aduce o mulțumire specială Asociația Veteranilor și Veteranilor cu Dizabilități, care au fost pentru prima dată în acest an aproape de noi și au pus sufletul pentru organizarea și demonstrația care va urma cu elicopterele și avioanele, cu aviația împreună. Vă mulțumesc tuturor! Dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze, dar sper să ne vedem în fiecare an și să dezvoltăm cât mai mult această zonă. Vă mulțumesc din suflet! Distinși reprezentanți ai autorităților locale, iubiți tineri și părinți care ați venit cu tinerii, cu copiii dumneavoastră aici, stimați reprezentanți ai ambasadei Franței și Germaniei, descendenți ai eroului francez Paul Berge, stimați camarazi și tuturor celorlalți care sunteți împreună cu noi aici. Sunt onorat să reprezint statul major al apărării, structura care a aprobat în urmă cu 3 ani organizarea acestei ceremonii anuale. Suntem onorați de prezența dumneavoastră aici, din partea ambasadei Franței, încă de la inaugurarea acestui ansamblu monumental și la fel pentru inițierea participării dumneavoastră a ambasadei Germaniei la această ceremonie. Și nutrim speranța ca în coordonare cu dumneavoastră să putem să dezvoltăm acest ansamblu. De asemenea, aș vrea să spun că mă aflu pentru prima oară aici și mi-am adus aminte de Miorița. Nu știu dacă cei care au scris balada au trecut pe aici, dar cu siguranță este un loc de inspirație. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, este exact ceea ce vedem aici. Chiar dacă vremea acum, în consonanță cu sentimentele noastre,
cumva de tristețe, aducându-ne aminte de momentele prin care au trecut acești ostași, cei care au fost străbunicii noștri, ne putem imagina că acea, așa zis, poartă a dracului sau iad, cum era denumit acest local, această culme, în acele vremuri sub bombardamente, acum putem să spunem că este o gură a raiului. De ce spun asta și revin la Miorița? Pentru că aici, acolo unde pare că cerul se întâlnește cu pământul, putem să zicem că se deschide sau s-a deschis în acel moment o poartă către rai. Iar sufletele luptătorilor, eroilor, care sunt și ei personajele unei balade, a unei legende, care ne servește ca exemplu nouă tuturor celor care suntem ostași, care îmbrăcăm haina militară și nu numai, chiar și tinerilor pe care cu atâta satisfacție îi putem vedea aici. Îi cinstim cu această ocazie pe cei care și-au jertfit viața pentru un scop mai nobil decât ei înșiși, decât viața lor. Le mulțumim cu recunoștință pentru tot ce ne-au făcut pentru noi, pentru moștenirea lăsată și ne plecăm cu pioșenie în fața gestului acestora. Distinși reprezentanți ai autorităților centrale și teritoriale, ai Parlamentului European, ai ambasadelor Franței și Germaniei, preacuciniciei voastre, dragi camarazi, onorată asistență. Este o bucurie și o onoare să fim împreună astăzi și aici, pe dealul Coșna, la ceremonialul militar organizat cu sprijinul Statului Major al Apărării și al structurilor desemnate din forțele terestre și forțele aeriene române împreună cu autoritățile locale. Desfășurarea anuală, începând cu 5 octombrie 2019, a unui eveniment de o asemenea învergură, evidențiază că proiectul grupului de acțiune Coșna este viabil și trebuie dezvoltat în continuare. După cum se cunoaște, acum 105 ani, aici, pe dealul Coșna, precum și pe dealul Cireșoaia, Mănăstirea Cașinului și alte locuri din zonă, din păcate mai puțin cunoscute și mediatizate, au avut loc confruntări armate îndârjite pentru apărarea țării, care s-au integrat în eroica rezistență românească de la porțile Moldovei, asigurând supraviețuirea statului român și înfăptuirea idealului de unitate națională. Pe aceste locuri au căzut la datorie mii și mii de militari din armatele României și aliaților săi, precum și din armatele adversarilor noștri de la acea vreme. De asemenea, a avut loc un survol cu aeronavele Yar-99 Shoim și Yar-330 Sokat, aparținând bazei 95 aeriană.
fost totodată reconstituit un moment de luptă de pe dealul Coșna, realizat de către membrii Asociației Tradiția Militară, echipați cu uniforme și arme specifice din perioada Primului Război Mondial. Școala Scarla Longhin a fost complet renovată, reabilitată cu banii europeni, iar acum arată ca o adevărată bijuterie. Câți bani a primit de la Uniunea Europeană, dar și cu câți bani a contribuit administrația publică locală, aflăm detalii de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. La data de 5 septembrie 2022 vor începe cursurile anului școlar 2022-2023 și elevii din satul Dofteana, Hăiac, Ștefan Vodă, mai bine zis din întreaga localitate, vor începe cursurile anului școlar într-o nouă școală. Școala care a fost construită în anii 1980, reabilitată în anul 2019-2020, 2021-2022, mă refer cu tot cu proiectare, la care spuneam și altă dată că ce am atașat un nou corp de clădire de 600 de metri pătrați, care cuprinde în ea o sală mare cu mese, cu un număr de 150 de copii care vor intra la masă și vor servi masa caldă, cu laboratoare, cu bibliotecă, cu mai multe cabinete care sunt formate în nou corp de clădire și atașate la celălalt vechi. Într-un cuvânt, s-a reabilitat școala în totalitate. Avem inclusiv un laborator de IT și multe dotări noi care sunt și fac parte din acest proiect european. Acest proiect european este de 1 milion de euro, dar încă nu am făcut toate socotelele, toate calculele. Cred că încă 1 milion de euro am cheltuit și noi din bugetul local. Investiția este enorm de mare. După cum vedeți, amenajăm curtea exterioară, care este neeligibil din proiect, deci nu făcea parte din acest proiect. Proiectul, aș putea să vă spun, căci îmi aparține în mare măsură mie și colegilor mei din aparatul de specialitate, inclusiv Consiliul Local, care am hotărât împreună să defișăm acei arbori mari care erau și puneau în pericol sănătatea populației și persoanele care trec prin jur, așa. Dar aleile pietonale, gardurile, împrejmuirea tot, nu făceau parte din acest proiect, pentru că Uniunea Europeană nu finanțează împrejmuiri și exteriorul unor clădiri, ci doar în interior, inclusiv dotările. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, au fost amenajată și reabilitată și construit un nou corp de clădire în interior, chiar fix în cadrul școlii, dar nici exteriorul nu l-ați lăsat deoparte, pentru că vrem, nu vrem, copiii în pauze ies afară din școală. Da. Pe perioada execuției am întâmpinat multe probleme. De ce vă spun? Grupurile sanitare vechi prezentau un adevărat pericol la momentul respectiv, o trebuie să le demolez și nu făceau parte din proiect. 300 de metri pătrați de clădire plus cei 600 care i-am atașat au fost puși noi. Deci avem grupuri sanitare noi, partier, etajul 1, etajul 2, bărbați, femei, cadre didactice, avem și pentru auxiliari. Apoi am relocat centrala termică, care era undeva aici în față, unde este această grădinuță, am dus-o mai în spate. Toate aceste aprobări, modificări pe perioada derulării construcției au generat costuri, au generat efecte, întrucât o trebuie să primit un nou aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar la ora actuală, finalizând și suntem spre finalizare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne-a făcut o notificare în care noi trebuie să venim cu unele modificări, și anume, în vecinătatea noastră sunt locuințe și trebuie să ne protejăm în condițiile în care, Doamne ferește, un incendiu, trebuie să avem geamurile care se deschid la exterior, trebuie să avem senzori de fum, trebuie să avem jaluzele verticale, ignifug și multe, multe componente care solicită Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în vederea obținerei autorizației la incendiu. Frumoasele flori expuse în serele de pe marginea drumului la ieșirea din comuna Bogdănești spre Oituz îi fac petrecători să se oprească, să le admire și, de ce nu, chiar să cumpere. Fie că este vorba de flori de interior sau de exterior, toate sunt îngrijite cu grijă de către harnici gospodari ai comunei Oituz. Suntem la ieșirea din comuna Bogdănești spre comuna Oituz, undeva, să zicem, la jumătatea distanței. Sunt câteva sere absolut minunate. De cât timp, să zicem, vă desfășurați
activitate aici? Sunt producător de flori de peste 25 de ani. Cumva noi suntem a doua generație, părinții mei au început mai devreme în 90, noi am continuat activitatea. Bineînțeles, am venit totdeauna cu ceva nou. Erau plante la fir tăiate, așa. Dar noi ne-am axat în ultimul timp pe segmentul ăsta de flori în ghiveci. Flori de interior, le-am putea spune. Da, sunt și flori de interior și de exterior, mă refer la mușcate, petunii, crizanteme și alte plante care le folosesc în grădini, în balcoane, mulți consumatori, mulți clienți de-ai noștri și iubitori de frumos. De altfel, oamenii preferă să cumpere flori de aici pentru că sunt proaspete, dar și pentru că sunt accesibile. Ați venit să cumpărați flori? Da, da, da. Cum vi se par? Foarte frumoase. Sunt scumpe, sunt sau mai scumpi sau mai ieftinit? Cum e? Sincer nu știu, pentru că nu cumpăr atât de frecvent flori, dar prețurile sunt rezonabile comparativ cu alte locuri. Bine, și sunteți de aici? De unde sunteți? De aici, noi toți, da. Deci susțineți întreprinzătorii locali? Într-adevăr, da. Am înțeles. După ce ați venit să vă uitați, la ce vă uitați? Un buchet de flori pentru mireasă. Ce frumos! Și la ce v-ați gândit? Niște trandafiri, probabil. Albi, roșii? Roșii. Foarte frumos. Petrecere frumoasă. Mulțumim frumos. Super. Ați venit să cumpărați flori? Da. Văd aici, scrie în buchet, casă de piatră. Da, este pentru o cununie civilă. Am înțeles, ați ales, văd că un buchet așa mai special. Da, și miresica noastră este la fel de special. E o prietenă? Da. Am înțeles, păi ce să zic, distracție plăcută. Vă mulțumim frumos. Super. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 13 august, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Duminică, 14 august, în cea mai mare parte, cerul va fi înnorat. Sunt posibile pe alocuri furtuni, poate chiar cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Luni, 15 august, cerul rămâne nourat. Sunt posibile totuși furtuni în partea a doua zilei. Mercurul în termometre va urca până la valori de 27 de grade, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.